Ok, haideți să începem. Ok, haideți să continuăm prezentarele articolelor de astăzi. Va începe Victor Ionescu de mai NASA Parcuri de astăzi cu conferință pentru CSP. După care continuăm cu clustering cu Hainele și Universitateți. Iar la final, Silviu ne va prezenta un review de carte, după care avem panelul de astăzi. Victor? Da. Vă salut! Eu seara asta voi fi destul de succint. În principiu, dacă ați fost la lansarea ultimului număr, poate știți deja, MSP organizează, data de 18 septembrie, o conferință IT în care vom discuta despre tehnologie SAP, despre trendurile și strategiile în care se îndreaptă SAP-ul, despre cât de puțin, despre cum este să lucrezi în proiecte pe tehnologie SAP. Conferința se desfășoară la Golden Tulip Panadom, după cum spuneam, în 18 septembrie. Avem invitați de noștri din cadrul concernului MSK, veniți din Germania, speaker cu peste 10 ani experiență în domeniu. Eu sper că în cele câteva cuvinte pe care vi le spun să vă stârnesc curiozitatea și să ne vedem peste o săptămână la România. În ceea ce privește conținutul, tratează de trei mari teme. Prima, SAP User Experience, în care vom discuta în primul rând despre evoluția interfețelor grafice ale produselor SAP de-a lungul timpului, cum au evoluat acestea, mai apoi vom analiza puțin care sunt așteptările în ziua de astăzi de la, să zicem, un Enterprise Business Software, ce așteptări are utilizatorul, mai ales având în vedere aplicațiile cu care acesta are interacționează în fiecare zi mai nou cu interfețe intuitive bazate pe touchscreen și așa mai departe și cum influențează aceasta acum așteptările pe care le are de la un enterprise business software. După care vom vedea care este până la urmă strategia SAP și cum are de gând să migreze soluțiile sale către interfețe care să îndeplinească aceste așteptări, aceste da. Și vom avea, evident, și niște demonstrații live pe sistem. Cam atât, mai mult, dacă sunteți curioși, așteptăm. A doua temă, una pe care am mai promovat-o și în trecut, este SAP HANA. Aceasta este baza de date in-memory a SAP-ului. Este mai mult decât atât. Din nou, veți vedea acolo exact ce anume, dar ce se va discuta în cadrul acestei sesiuni. Aspecte generale pentru cei care poate nu au avut așa de multe tangențe cu baze de date in-memory, apoi prin ce anume se diferențiază SAP HANA de o simplă bază de date in-memory, după care din nou niște sesiuni practice unde vrem să demonstrăm puțin cum se lucrează cu aceasta și care sunt eventual câștigurile de performanță pe care le poți obține în niște scenarii concrete atunci când migrezi de pe o aplicație de pe bază de date relațională obișnuită pe una in-memory. Mai apoi, cea de-a treia și poate aplicabilitatea cea mai generală, să zicem, nu este neapărat atât de, nu este specific SAP, dar ce vom atinge aici este lucruri pe proiecte la locații distribuite, ceea ce, cel puțin în cadrul concernului nostru, este foarte des întâlnit. De asemenea, lucrăm în proiecte în care metodologia este agile. Vom analiza puțin care sunt, să zicem, provocările cu care te întâlnești în mod tipic în astfel de situații, cum a ales MSK-ul să le soluționeze și ar fi foarte interesant să și, mai ales la această temă, să și intrăm într-o discuție puțin, într-o dezbatere ce este bine, ce nu este bine, pros and cons și așa mai departe. Atât despre teme. Din nou vreau să evidențiez, practic,
nu este, sau nu este în exclusivitate destinată comunității de SAP, ci chiar din contră vrem să promovăm puțin tehnologiile SAP și dacă sunteți curioși, este destinată tuturor, să zicem, tuturor IT-știilor care vor să afle puțin din cum dai dezvoltarea software-ului în această branșă. Detaliile importante cred că le-am menționat, 18 septembrie, participarea este gratuită, trebuie doar să vă înregistrați printr-un e-mail la info-events@msg-systems.com. Rest, nu știu dacă aveți, exact, da, întrebări. Ai menționat acum două minute despre in-memory database. Putem pune întrebări acum sau zic pentru conferință? Să încercăm și întrebări. Mi se pare foarte interesant conceptul. Sau cum cu toți am învățat la școală la hardware, există anumite topologii de supercomputere care au acces la memorie multicenă. Și întrebarea mea este dacă soluția voastră suportă astfel de transforme. Dacă merge doar pe PC. Foarte bună întrebare la care eu nu știu răspunsul. O să mă înregistrez, să văd. Foarte, nu face bine. Dacă aveți alte întrebări. Nu, atunci eu chiar vă așteptam cu căldură. Pentru alte informații vom mai fi eventual și după cele următoarele două prezentări aici. Cred că numărul locurilor e limitat, cumva, dacă vreți, grăbiți. Este, într-o oarecare măsură, da. Ok, următoarea prezentare, câteva din aspectele articolului meu din numărul ăsta de Today's Software Magazine. Nu s-a putut face o prezentare 100% din cauza restricțiilor de timp. În principiu, articolul abordează următoarele întrebări. Cum să analizezi date obținute prin diverse măsurători? Măsurătorile ies din nenumărate procese de business în nenumărate industrie actuale. Cum să grupezi acele date în diferite clase de interes? Cum să folosești clasele obținute în diverse procese ca data mining, învățare automată și altele. Cum să obții rezultate analitice mai repede și mai repede. Și cum să clasifici, să-ți îmbunătățești procesul de clasificare pentru valorile măsurate ulterior. Conținutul prezentării va încerca să acopere o scurtă introducere în context. Scopul procesului de clustering, câteva scenarii de business în care s-ar putea aplica procesul acesta de clustering și domenii de cercetare în care se pot extinde diverse algoritmi și procesele din domeniul clustering. Și, bineînțeles, ce este clustering? Clustering este un proces. Procesul acesta examinează o colecție de puncte și le grupează în clustere, care sunt grupe, pe baza unei măsuri de distanțe între aceste grupe. Scopul procesului este să se obțină o stare în care punctele din același cluster au o distanță mică unul față de altul și punctele din grupe diferite sunt la o distanță mai mare. Acum, în funcție de domeniul de aplicabilitate, conceptul de distanță și de mic și mare variază. Un exemplu clar și evident este ilustrat în imaginea aceasta, unde observăm câteva puncte obținute pe baza măsurătorilor două dimensiuni de înălțime și greutate și, practic, procesul de clustering încearcă să le clasifice în trei categorii aici, pe baza apropierii acestor puncte. Sunt algoritmi care realizează acest proces și sunt prezentați în total. Ca scenariu de business, ne putem imagina că putem aplica clustering-ul în a clasifica documente pe baza subiectului sau a categoriei unui subiect, pe baza repetiției unor cuvinte comune cu acel subiect în documente sau cuvintele obișnuite care sunt specifice domeniului respectiv de activitate.
Sau un alt exemplu ar fi a grupa cinefilii în categorii sau preferințe de filme care va face doar multiple strategii de marketing și a beneficia din plin de informațiile din date. Challenge-ul în clustering sunt în principal a determina ce anume să măsoară, practic dimensiunile inițiale, pentru a ști de unde să ne obținem datele. Cum definim acea distanță între puncte? Unele distanțe sunt funcții foarte complexe, cu multe dimensiuni și trebuie găsit un optim în acea zonă. Și cum putem combina dimensiunile și categoriile pe care vrem să le obținem pentru a obține rezultate cât mai relevante în scenariul nostru de business. Pe partea de cercetare, acesta este, clustering-ul este un domeniu destul de nou și se pot extinde abordările în partea de algoritm pentru a obține algoritmi cât mai independenți de domeniul în care sunt aplicați sau cât mai eficienți și cealaltă latură ar fi de a îmbunătăți modelul de date cu care se lucrează în algoritm pentru a-l procesa mai ușor și mai eficient. Aici sunt concluziile principale, apar și în articol. Practic, analiza prin clustering este un proces de a lua un set de obiecte, astfel încât le putem trata categoriile într-un mod benefic și analitic pentru a extrage informații care ne ajută în procesul nostru de business. Se folosește în extragerea datelor, în data mining, învățare automată, pattern recognition, analiza imaginilor, bioinformatică și este un domeniu de cercetare foarte bogat și în plină evoluție. Mulțumesc! Pot să pun o întrebare? Să vorbim despre, nu știu, site ai arătat foarte frumos. Da. Vorbim despre distanțe. Da. Întotdeauna, că vorbim despre distanțe, să vorbim și despre precizie. Când ai seturi mari de date, trebuie să găsești un optim între precizie și date, acuratețea reprezentării. Cum faci? Când ai foarte multe date, adică date extrem de mari, este principiul de curse of dimensionality. Când, având foarte multe date, cazurile particulare pe care vrea să le elimini statistic, să nu-ți afecteze concluziile, sunt atât de multe încât nu le poți filtra. Sunt procedee, de aia este foarte strâns legat de machine learning și data mining, care elimină cumva acel exces de informații, ca să ai o analiză cât mai precisă. Prin machine learning poți să-ți antrenezi programul cu date care știi că sunt corecte și după aia datele ulterioare să le clasifici în clusterele existente și transmite adecvate. Mulțumesc! Robin, acum trebuie să te chemă la fiecare film. Ar trebui să-i dăm o colecție. Ok, următoarea prezentare este Silviu. Scuze acum la Silviu ce întrebare cu ei. Silviu, nu mai zic încă o dată că deja a tot review de carte. Păi da, trebuie să vă apuc să fac și altceva decât. Acum fac tot review de carte. La început am prins o idee aici când au început prezentările că este o ediție de după vacanță și așa am început și eu review-ul de carte. Este o carte de după vacanță în care înseamnă să aveți multă energie, multă putere de pătrundere a unui conținut destul de dificil și încă o dată nu neapărat ușor de implementat. Deci este un ansamblu de evenimente, arhitectura aceasta orientată pe servicii. Reprezintă o arhitectură de succes și care merită într-adevăr bine cunoscută pentru rezultate bune în proiectele pe care le facem. Cartea pe care astăzi o supun atenție face parte în această categorie a ceea ce numim bucurilor. Sunt structurate capitolele într-un mod destul de interesant, se pun în timp problemele, apoi probleme care înseamnă probabil câteva propoziții,
după aceea să dau soluții la modul direct, da? Foarte direct pe întrebările puse. Și apoi există un capitol de discuții. Deci fiecare problemă este orientată în aceste trei direcții și din această cauză eu cred că răspunde diverselor întrebări pe care un utilizator și le-ar, și le-ar putea oferi pentru topicurile atinse în carte. Haideți să revin un pic la această arhitectură de pe servicii. Nu înseamnă numai un nivel de comunicare, există un se creează niște resurse și niște clienți se conectează la resursele respective printr-un serviciu web și cam asta este. Și partea de back-end este foarte importantă, arhitecturile orientate pe servicii determină și o arhitectură de back-end importantă, există pattern-uri foarte importante de la cele ultra-cunoscute DAO sau DTO-uri care sunt specifice acestui tip de arhitectură, dar față de alte arhitecturi, spre exemplu arhitecturile enterprise, unde aceste două pattern-uri sunt considerate anti-pattern-uri și în arhitecturile enterprise promovate de Java, prin stateful bin-uri și așa mai departe, PDO-urile sunt cele care dau performanță. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Acum, cartea nu tratează chiar last minute-uri, cam asta este și ceea ce se întâmplă în general când achiziționăm cărți. Versiunea de Java pe care sunt construite exemplele este la nivel de judeca versiunea 6, la nivel de Enterprise versiunea 5, Glassfish-ul este 2, deci mai să zicem un pic un pas jumate în spate față de ceea ce se utilizează acum. În același timp, lucrurile au evoluat și la nivelul limbajelor de programare. Dacă în arhitecturi SOA prezentate în carte, XML-urile de descriptori în general sunt foarte prezenți, ei au fost în general înlocuiți și au fost introduse injecții, Context and Dependency Injection în ziua de astăzi oferă o mult mai ușoară dezvoltarea softului prin faptul că, evident, scrie mai puține linii de cod, nu avem probleme cu XML-ul și tot ceea ce se compilează, probabil că se va și executa. În orice caz, cartea merită interes. Nu am avut timpul pe care mi l-aș fi dorit să o răsfoiesc, cum de obicei fac cu celelalte cărți, dar am avut destul de mult timp să găsesc lucruri interesante. Vă recomand, o să fac două, trei aduceri în discuția principalelor probleme. Pe de o parte, este o primă parte de introducere, astfel încât, hai să spunem, chiar și oameni care doresc să se inițieze în partea de comunicare între diversele, între client, practic, și resursă, pot să găsească elemente necesare, de la descriptori, fișiere XML, modalitate de construire a fișierelor XML, posibilitate de serializare, deserializare a obiectelor, folosirea unor API-uri specifice Java, precum ar fi JaxBeul și așa mai departe, totul în ideea de informare și, hai să spunem, familiarizare cu unele noțiuni. Serviciile web sunt descrise substanțial în capitolul al doilea. Asta înseamnă, mie mi-a plăcut și modul ăsta istoric, întotdeauna o carte pe care am apreciat-o, este o carte care tratează lucrurile în ansamblu. Și aici chiar găsim, spre exemplu, se vorbește despre API-ul Sage, care este un API atât de bătrân, low level, în care nici nu știu când a apărut, cred că în versiunea Enterprise 3, probabil, dacă nu și mai de mult. Low level, totul este la nivel de XML, peste tot trebuie scris XML, da? Și după aceea se ajunge la API-ul modern pentru SOA, JAX WS-ul, da? Descris pe delete cu descriptor și tot ceea ce este necesar și iarăși pasul un pic înapoi și JAX WS-ul se bazează pe JAX RPK și practic pasul în plus și facilitățile pe care JAX WS-ul le oferă. Deci, asta la nivel de servicii SOA. După aceea, o parte importantă și cred că are impact actual imediat, este vorba despre servicii REST. Serviciile REST, comunicare cu back-end-uri, probabil sunt foarte folosite. Eu cel puțin le-am folosit pentru Android, probabil că și la iOS se întâmplă comunicarea cu
prin servicii REST. Deci cunoașterea serviciilor REST iarăși dau o măsură destul de așa importantă în ceea ce înseamnă citirea acestei cărți, pe care o consideră foarte, o carte foarte bună. Acum, în partea a treia vine surpriza. Eu am tot lucrat cu servicii web și întrebarea mea a fost întotdeauna, n-am știut altfel de instrumente pentru business process decât cele oferite de BEA și BPM pe care Oracle le folosesc. Și totuși în carte este folosit un produs Apache pentru service orchestration și anume BPM-ul. Există comparații între ele. Niciodată n-aș putea să spun care la nivel de service orchestration este mai bun. Sunt pro și contra. Unul e al Apache-ului, celălalt este al BEA, BEA fiind achiziționat de Oracle ceva timp în urmă. Interesant pentru că este acest împrumut de tehnologie. Deci partea de service orchestration este asigurată de BPM și nu de BPM Studio cel oferit de către BEA și respectiv de Oracle. Asta nu înseamnă nimic decât la nivel de implementare. Conceptele au rămas aceleași. Ce înseamnă orchestrarea asta? Înseamnă servicii care pot să lucreze paralel, tot felul de transformări la nivel de transformarea cererii sau a resurselor în diverse formate.